astăzi este ziua ta. Eu îți trimit felicitare. Ce-ai mai scump aș cumpăra? Îmi ești frumoasă ca o floare. Flori frumoase îți dăruiesc și din suflet te iubesc. Pentru toată viața mea eu vreau să-mi fii pe veci numai a mea. În dar de ziua ta, din toată inima voi cânta. Să-ți spun că te iubesc, fără tine nu trăiesc. În dar de ziua ta, din toată inima voi cânta. Să-ți spun că te iubesc, fără tine nu trăiesc. Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Ludmila, vă felicităm cu ziua de naștere, vă urăm mulți ani și multă sănătate, să aveți mereu în suflet o primăvară frumoasă și pe chip zâmbet de fericire. Acest buchet de flori este cu mult drag pentru dumneavoastră cu ziua de naștere. Mulțumesc. Și mai avem și o surpriză dulce, dar vă punem la încercare. Cum credeți? Cine a solicitat această surpriză pentru dumneavoastră? Soțul? Această surpriză, să știți că este din partea celor mai scumpe și dragi persoane, cei pentru care dumneavoastră însemnați totul. Surpriza a solicitat-o soțul dumneavoastră. A organizat venirea noastră, deci cu ceva timp înainte, și-a făcut foarte multe griji cum să ajungem, la ce oră, cum să vă surprindem, și ne-a spus prin telefon să vă transmitem că vă iubește foarte mult, sunteți cea mai scumpă ființă de pe acest pământ, vă mulțumește pentru minunații copilași care aveți împreună, își cere iertare poate că de multe ori lipsește de acasă, dar este foarte fericit că astăzi, de ziua dumneavoastră, sunteți împreună și a decis prin intermediul nostru să vă transmită acești trandafiri frumos în semn de multă dragoste pentru dumneavoastră. Stimă și spune că se va strădui cât mai des să fie alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Ne spuneți dacă v-ați așteptat. Nu. Nu m-am așteptat. Da, oricum e o surpriză plăcută. Doamna Ludmila, de această surpriză a știut și copiii dumneavoastră, și Sabina și Damian. Ei cu toți împreună cu tăticul așa au decis să vă surprindă de ziua dumneavoastră și să vă transmită cele mai lese și frumoase felicitări. Mulțumesc mult! Vine și fiica, poate aici lângă dumneavoastră. Soțul dumneavoastră are foarte, foarte multe, poate ar vrea să vă spună multe, multe lucruri, însă când ajunge la acest moment a spus că are emoții și nu reușește să vă transmită, să vă spună așa, poate la cameră, tot ceea ce simte pentru dumneavoastră, cât de mult îi colorați viața și i-ați redat sens și astăzi vă mulțumește absolut pentru tot și să fiți sigură de sentimentele pure care le are pentru dumneavoastră și vă face orice îi stă în puteri pentru ca familia lui să fie cea mai fericită și dumneavoastră să vă considerați cea mai împlinită femeie de pe acest pământ. Mesajul prin telefon l-am primit de la soțul dumneavoastră, Radu. Mulțumesc mult! Cei dragi s-au străduit să vă surprindă și cu această tortă. Să știți că este cu mult drag, cu toată dragostea pentru dumneavoastră, cu ocazia zilei de naștere. Mulțumesc mult! Nu m-am gândit, nu m-am așteptat. Adică soțul este neașteptat de acasă și oricum nu m-am gândit la așa o surpriză. Să știți că pe ziua dumneavoastră, iată, continuă surprizele. Îmi pare bine, mă apucură.